de tare pentru că avem două invitate extraordinare pe care eu una abia aștept să le aud povestind și chiar abia am așteptat acest eveniment pentru că e atât în sfera mea de interes, din toate punctele de vedere. Și de unde am pornit cu acest eveniment a fost o întreagă campanie educativă când Dear Society, organizată de Dear Society și Her Time Romania și ne-am pus cap la cap ideile și am făcut un grup de lucru împreună cu fetele de la Her Time și Dear Society și am discutat despre care sunt punctele noastre comune. Și am zis că putem să facem un eveniment care să îmbine atât legal-ul, partea noastră, cât și leadership-ul feminin, care e foarte prezent pe pagina Her Time și ele fac niște lucruri extraordinare acolo, chiar indiferent de unde ați venit, de pagina Her Society sau de pagina Her Time, eu vă sfătuiesc să urmăriți ambele pagini pentru că facem lucruri foarte frumoase. Tema acestui eveniment, i-am spus noi, Superwoman in the Workplace. După cum ați văzut poate pe pagina Dear Society, am avut și trei postări educative în care am abordat un pic subiectul, am dat un sneak peek cu privire la ce o să vorbim astăzi. Am vorbit despre harassment in the workplace, am vorbit despre cum este să fii o femeie CEO, am vorbit despre țepele la angajare, care, da, sunt foarte frecvente în ultimul timp și am spus să conchidem această activitate și această muncă pe care am făcut-o în comun cu acest webinar în care să abordăm atât partea juridică a femeilor la locul de muncă, indiferent de spațiul lor, cât și să vorbim cu femeia antreprenor care face asta day-to-day și care a trecut prin mai multe experiențe, pentru că noi credem că cel mai ușor se învață din practică și cel mai ușor se învață atunci când comunicăm între noi. Și acum o să vă prezentăm două succinte ce facem noi la Dear Society și o să-i dau cuvântul la Andrei ca să povestească despre ce fac ele la Her Time. Noi, Dear Society, suntem înființate din aprilie 2020, de asta am ales să păstrăm anul 2020, care a fost un simbol pentru noi. În general, noi facem educational gossip și suntem focusați pe trei arii de dezvoltare. Pe partea de legal în orice subiect, pe partea de business și prezentarea facultăților din România viitorilor studenți pentru a-i ajuta să aibă o mai bună orientare în carieră. Cam asta facem noi și puteți să ne găsiți pe blogul nostru, puteți să ne găsiți pe YouTube, pe Instagram și pe Facebook. Acum o să dau cuvântul Andrei ca să povestească un pic despre Her Time și după aceea vă povestesc eu despre femeile astea minunate care o să ne vorbească aici. Mulțumesc, Stefana, pentru introducere foarte frumoasă și foarte bine ai explicat colaborarea noastră. Noi la Her Time România încurajăm leadership-ul feminin prin networking. Și ce e foarte important pentru noi este reprezentarea femeilor în diferite domenii, de aceea am fost foarte entuziasmate pentru proiectul acesta alături de Dear Society. De asemenea, vrem să încurajăm și alte asociații, organizații de tineret care activează în zona aceasta și în alte probleme importante pentru tineri și, în general, pentru justiția socială, dar pe cine concentrăm noi cel mai mult este networking-ul, așadar fiecare eveniment pe care îl organizăm este în zona asta, organizăm webinarii, serii întregi de webinarii cu invitate speciale de două ori pe an, facem campanii educaționale pe social media, bilingve, despre tot felul de teme super interesante, cum am făcut și acum cu Dear Society. Am făcut o competiție antreprenorială la începutul anului acesta, deci dacă sunteți interesate să vă conectați cu alte tinere pasionate și dedicate, vă invităm în comunitatea noastră super primitoare. Suntem o echipă de aproape 50 de ambasadoare la momentul de față și vă pregătim oportunități noi mereu. Avem un blog unde postăm articole și tot ceea ce facem este să vă aducem împreună și apoi să vă conectăm și cu profesioniste din domeniu, ceea ce este foarte important și ceea ce încercăm să facem și astăzi. Și sunt foarte entuziasmată pentru evenimentul de azi, pentru că este Ziua Femeii și sunt fericită că o petrecem împreună și nu o petrecem doar împreună, dar și vorbim despre niște subiecte foarte importante pentru noi, despre reprezentarea femeilor în diferite domenii,
care sunt șansele să ajungem în poziții înalte, cu ce probleme ne confruntăm și care ar fi soluțiile, și nu doar din punct de vedere teoretic, dar și din punct de vedere practic. Deci abia aștept să văd ce au să ne spună invitatele și să vedem ce întrebări aveți și voi. Cum facem ca atunci, Ștefana, la tine? Când facem la știri. Ai legătura. Am legătura, Ștefana, am legătura. Ok. Prima noastră invitată, pot să spun că facem un lucru extraordinar de greu din punctul meu de vedere, pentru că dreptul muncii e foarte greu, e un drept foarte complex, o materie foarte dificilă pe care am studiat-o și eu la facultate și e foarte, foarte tare ce face ea la Avocato. Cred că am spus bine, cred că Antonia mă corectează de fiecare dată când spun asta. E ok, Maria? E avocat. Tu, zic eu, dar orice interpretare este bună atâta timp cât este vorba despre noi. Asta este spiritul. Uite, v-am și prezentat-o pe Maria, care este specialistă în resurse umane și relații de muncă în cadrul unei companii multinaționale, absolventă a Facultății de Drept Universitatea din București și a Colegiului Franco-Român de Studii Europene din Paris, Sorbona. Wow! Wow. Ok. E specialistă în dreptul muncii și are un master tot la Universitatea din București în dreptul muncii și relații de muncă în industrie. Cum am vorbit un pic despre Avocato, ea face consultanță acolo, dar și în cadrul unei multinaționale și ea va fi primul nostru speaker. Mulțumim frumos, Maria, că ai acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Toată echipa Avocato se bucură să fie aici prin mine, să spunem așa. Eu o să vreau să vă pun, să spunem, în lumină câteva aspecte mai întâi istorice, ca să avem o viziune de ansamblu a cadrului juridic legal cu care s-a confruntat femeia până la istoria recentă, pentru că femeile în România au ajuns să aibă drepturi depline din punct de vedere al muncii foarte recent, deși s-au consacrat în trecut, ele nu au fost niște drepturi efective. Și voi începe prin a spune că mișcarea feministă a fost o mișcare preponderent urbană, care a început undeva în anii 1865, atunci când a fost adoptat codul civil. Și să spunem că femeile de la acel moment s-au simțit lezate și supărate că ele nu aveau niciun drept politic, social sau economic. Și erau mai mult, aveau un statut legal asemănător minorilor și persoanelor cu incapacități mentale. Cam asta era comparația în 1800. Asupra femeii. De exemplu, femeile nu puteau să încheie acte sau fapte juridice fără acordul soților lor sau al justiției, nu puteau să gestioneze propriile venituri pentru că nu aveau venituri, își pierdeau naționalitatea dacă se căsătoreau cu un bărbat străin, nu puteau să-și urmărească bărbatul pentru pensia alimentară în cazul în care, printr-o minune, reușeau să divorțeze sau bărbatul își părăsea familia, pentru că, în trecut, bărbații părăseau mai degrabă familia decât să divorțeze, că nu exista un concept de genul acesta. Femeile nu puteau să fie tutore sau și trebuiau să locuiască la un domiciliu stabilit de soțul lor și au fost mai multe. Ei bine, legislația noastră cunoaște niște îmbunătățiri în perioada interbelică prin legea din 1929 a contractelor de muncă, care ridica incapacitatea civilă a femeilor măritate. Deci tot nu putem să vorbim despre o capacitate totală a femeilor, ci doar asupra femeilor măritate. Aici o să continui prin a face o evoluție legală a drepturilor femeilor
Și avem așa, avem mai multe perioade istorice cu care ne-am confruntat. Anul 1923, când intră în vigoare cea mai democratică dintre Constituțiile României, din perioada precomunistă, care nu dă un drept de vot, doar îl menționează și spune că va fi dat printr-o lege specială. Însă aceasta este doar rampa de lansare a drepturilor femeilor. În 1929, femeile dobândesc drept de vot la alegerile locale. Discut despre dreptul de vot pentru că el a fost primul dintre drepturile pentru care femeile s-au luptat de-a lungul istoriei și mi se pare destul de important să știm aspectele acestea. Apoi, în Constituția din 1938 și legea electorală recunosc dreptul de vot al femeilor care au împlinit vârsta de 30 de ani, dar aflându-ne într-o perioadă de dictatură, practic, dreptul ăsta n-a fost exercitat niciodată, a fost doar unul scris, nu știu, un practic. În 1946, Constituția introduce dreptul de vot universal pentru populația majoră, indiferent de sex, ceea ce este o, să zicem, o deschidere a ușilor drepturilor. Apoi avem în 1948 legea care interzice orice formă de discriminare bazată pe sex. Și istoria recentă care spune că în 1990 femeile au votat pentru prima oară în cadrul unor alegeri libere după ce a căzut comunismul. Acesta, practic, istoria recentă este cea care dă femeilor dreptul de a face lucruri, în principal, nu doar de a sta acasă. Și este foarte important că la finalul anului 1999 se semnează tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, ceea ce este o gură de aer pentru legislația muncii până la momentul actual, pentru că sunt adoptate mai multe acte legislative favorabile agendei feministe românești. De exemplu, legea privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Legea privind prevenirea și combaterea violenței în familie. În anul 2003, prin revizuirea Constituției, se introduce la nivel de principiu constituțional egalitatea de șanse, ceea ce a fost ca o gură de aer proaspăt. În anul 2001 s-a înființat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și în 2010 s-a anexat la Ministerul Muncii Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse. Ăsta este un lucru foarte important și totodată foarte important este faptul că Constituția noastră a preluat în ea principiul prin care salariul la muncă egală a femeilor și a bărbaților trebuie să fie egal. Acum am încercat să istorisesc eu câteva chestiuni așa înainte să intrăm în pâine și aș începe cu o întrebare ca preambul. Ce modificări apar în codul muncii referitor la statutul femeii? E bine, în codul muncii se regăsesc câteva aspecte relevante care până în 1990 nu au fost, și anume, relațiilor de muncă li se aplică principiul egalității de tratament. Adică, ce vrea să spun acest principiu? Că toți angajații trebuie să fie tratați în mod egal, indiferent de sex, indiferent de orientare sexuală, indiferent de apartenență politică, religioasă și așa mai departe. Totodată, este interzis în cadrul relațiilor de muncă discriminarea, fie directă, fie indirectă. Codul muncii ne și enumeră aspectele discriminatorii,
orientare sexuală, sexul, caracteristicile genetice, vârstă, sunt destul de multe. Eu vreau să vin să vă dau un exemplu care a fost sancționat de CNCD, adică de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, și care, să spunem că a pus, care a fost disclaimerul care a pornit sancționarea discriminărilor directe și a celor indirecte, pentru că, după cum ne spune Codul Muncii, există două tipuri de discriminare. Discriminarea directă, care însumează faptele și actele de excludere, deosebire, restricție, care au în vedere criteriile de prevăzute de cod. Iar CNCD a spus, în cadrul unei spețe în care directorul unei societăți bancare a emis un ordin de disponibilizare a unui angajat, în care scria exact așa: întrucât ați împlinit vârsta de 52 de ani, nu mai corespundeți politicii de înaintare a angajaților băncii și vă anunțăm că sunteți disponibilizat cu data de 1 mai 2005. E bine, chiar dacă discutăm despre un bărbat, după această speță a urmat și o femeie, și s-a consacrat că tratamentul discriminatoriu constă în concedierea pe criterii de vârstă și sex. Totodată, tot CNCD ne-a luminat prin niște sancțiuni pe care le-a acordat. De exemplu, la un interviu de angajare au fost puse niște întrebări privind statutul marital al unei femei, iar acest lucru a fost considerat ca o discriminare, că pe motivul că femei căsătorite fac copii și după aia nu mai prestează muncă, ceea ce este profund și fundamental greșit. În altă ordine de idei, tot într-un anunț de angajare s-au prezentat niște cerințe, precum înălțimea și alte caracteristici fizice pe care candidatul trebuia să le aibă. De ce am pus accent pe candidatul? Pentru că în speța respectivă se făcea referire că sunt necesari bărbați de 1,80, candidați de 1,80. Iar dacă privim statisticile, în România, media înălțimii unei femei ajunge până la 1,70. Deci este o discriminare indirectă aceasta, pentru că femeile practic nu puteau să acceadă la postul respectiv. Până aici sunt întrebări? Întrebări, propuneri? Puteți oricând să lăsați și întrebările în chat și noi le vom lua în vedere. Maria, vrei să dau share și la prezentarea ta? Da, e ok. Putem să dăm share ca să fie ok și pentru cei care urmăresc. Aveam eu o întrebare, dacă legată de politica asta discriminatorie indirectă, dacă ai avut vreo speță până acum cu privire la un caz actual despre o concediere ilegală sau... În fapt, am avut în 2020, când a început, chiar era plină pandemie, tocmai se închiseseră restaurantele și discutam cu o doamnă care ne-a contactat în cadrul avocatului și ne-a spus că ea a fost dată afară în timp ce era în șomaj tehnic. Foarte interesantă speța. Doamna era în șomaj tehnic și a fost dată afară pe motivul că este mamă și că acordă mai mult timp îngrijirii copiilor decât unei eventuale reîntoarceri la muncă. Și atunci doamna ne-a contactat supărată, fiindcă angajatorul a băgat-o în șomaj tehnic și după aia ulterior a anunțat că o concediază exact cu motivul ăsta, că sunteți mamă și acordați mai mult timp îngrijirii copilului decât muncii. Acolo, în speța asta, sunt mai multe aspecte legale care
nu sunt ok. În primul rând, șomajul tehnic suspendă contractul de muncă. Contractul de muncă nu poate fi încetat dacă există o clauză de suspendare în afară de concedierea de încetarea de drept, cum ar fi moartea salariatului, dar nu era cazul. Faptul că exista o discriminare, faptul că banii care intrau pe șomaj nu intrau către femeia respectivă, nu au intrat niciodată către femeia respectivă și tot așa. Până la urmă, eu nefiind avocat, nu am putut decât să înaintez toate cererile ca și demersurile care au trebuit făcute și mai departe colegii cu care colaborăm, avocații, au înaintat acțiunile în instanță. Deci, mai departe, speța încă este în soluționare, adică nu are un final, deși conflictele de muncă trebuie judecate cu celeritate. Mulțumesc frumos! Cu drag! Ok, acum vom discuta despre modificările care apar în codul muncii referitor la statutul femeii. Aș vrea să încep cu o modificare care a fost făcută foarte recent prin modificarea codului muncii și anume introducerea concediului de odihnă suplimentar pentru salariatele care urmează o procedură de fertilizare in vitro. De ce este important acest aspect? Pentru că odată ce societatea evoluează și legea evoluează, iar să spunem că articolul 147 a fost o gură de aer pentru femeile care aveau nevoie, pentru că, după cum știm, problema fertilizării in vitro este o problemă de actualitate, pentru că multe femei se confruntă cu acest aspect și în final au fost introduse 3 zile pentru acest aspect. Concediu de odihnă suplimentar plătit, care se acordă, codul muncii ne spune că o zi la data efectuării puncții ovariene și 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului. Astea sunt niște date super tehnice, în schimb este bine de știut că sunt totuși reglementate. Cum am spus și mai devreme, codul muncii a preluat din Constituție un lucru foarte important pe care oamenii vreau să-l știe este faptul că Constituția este legea fundamentală care stă la baza întregii legislații și dacă ceva nu este constituțional, va fi înlăturat de Curtea Constituțională, ca să spunem așa. Revenind, un principiu fundamental preluat din Constituție este egalitatea de tratament. Cum am spus, se aplică tuturor salariaților, indiferent de sex, rasă, apartenență politică, sexuală și așa mai departe. Codul muncii totodată ne interzice discriminarea, cum am vorbit, pe criteriile enunțate. Se interzice munca de noapte pentru femeile gravide sau pentru mamele care alăptează. Este articolul 128 din Codul Muncii alineatul 2. În caz că cineva notează sau este interesat de numere. Tot așa, un aspect legal foarte important este interzicerea solicitării testelor de graviditate la angajare. Și aici o să fac un pic, tot așa, o istorisire a acestui aspect, o istorisire scurtă a acestui aspect și o să spun că înainte de 2013, la interviul de angajare, femeilor li se solicita un certificat de graviditate care să ateste că acestea nu sunt gravide, ca să poată să înceapă munca. De ce? Pentru că în momentul când femeia este gravidă, intervin anumite drepturi, anumite obligații pe care angajatorul trebuie să le ofere. Cum ar fi scurtarea timpului de muncă, oferirea de timp suplimentar pentru anumite analize medicale și așa mai departe.
Din 2013 încoace, legiuitorul român s-a gândit că, măi, nu este o idee foarte bună să ceri testul ăsta, adică, nu este ok, s-a reglementat, nu mai este necesar. Mare atenție să nu confundăm testul de graviditate cu testul de medicina muncii, care este obligatoriu de făcut la angajare și după aia ulterior legea securității sănătății muncă, că se face periodic odată la un an, ca să se vadă dacă angajatul și-a menținut abilitățile fizice, psihice și așa mai departe pentru postul pe care îl ocupă. Iar testul de graviditate este alta, că numai femeile pot să fie gravide. Deci discutăm despre o discriminare pe bază de sex aici. Totodată se interzice concedierea pe durata în care salariata gravidă pe care salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate și mai avem și faptul că la încetarea concediului de maternitate salariata are dreptul de fapt să se întoarcă la ultimul loc de muncă avut sau pe un post echivalent. Aș continua aici cu anumite aspecte care au fost introduse prin lege. Nu v-ați zăpăcit cu 1000 de legi. Aș putea doar să vă spun, nu știu, este vorba despre legea maternității, care spune așa că angajatorii au obligația să adopte măsurile necesare astfel încât salariatele gravide sau care au născut recent sau care alăptează să nu fie expuse la riscuri sau că salariatele ca angajatele gravide care au născut recent își desfășoară activitatea numai în poziție și care își desfășoară activitatea numai în poziție ortostatică sau poziția de așezat, au dreptul la intervale regulate de timp de pauze, amenajări de locuri pentru repaus și așa mai departe. De ce spun că este foarte... De ce aduc în discuție aspectele pentru legate de femeile gravide? Este faptul că anterior, în legile vechi ale muncii, femeile gravide nu aveau dreptul la nimic. Aveau dreptul să stea acasă, plătite, neplătite, pe o perioadă care a variat de la 6 luni la un an, la 2 ani, la deloc. Și ele nu aveau niciun fel de drept, erau tratate deloc, ca bărbații, să spunem. Ceea ce nu este deloc un aspect ok. În schimb, aceste legi ale protecției femeilor gravide la locul de muncă au venit ca un suflu de aer nou pentru legislația muncii și pentru modul în care femeile sunt plătite și așa mai departe, pentru că înainte femeile nu erau plătite deloc sau erau plătite cu atât de puțin încât putea fi considerat deloc. Și așa a venit și la momentul actual, femeile aflate în maternitate primesc 85% din salariul pe care îl au acestea. Mai departe, vă vorbeam înainte despre Constituție, deși ordinea era inversă, cum mai întâi se discută despre Constituție. Eu am lăsat Constituția un pic mai deoparte, pentru că la momentul actual în toată vulvătaia COVID, toată lumea discută despre ce este constituțional și ce nu este constituțional. Eu vin doar să vă pun în vedere câteva aspecte legate de muncă și de cum de la niște drepturi care existau doar în aparență, nu și în esență, s-a ajuns ca legile să fie făcute în jurul să fie făcute efectiv în jurul principiilor și drepturilor și obligațiilor menționate de Constituție. Aici vreau să mă refer în primul rând la articolul 16, alineatul 1, care prevede într-un final egalitatea cetățenilor atât în fața legii cât și în fața autorităților publice, fără a se realiza discriminări și fără a se acorda privilegii. De ce vreau să vorbesc despre asta? Este faptul că în trecut femeile nu puteau să
facă nimic, fără acel pater familias despre care se discută încă din anul întâi studenților de la drept. E bine, acest pater familias era bărbatul care conducea familia cu mână de fier și în fața căruia toți membrii familiei trebuiau să se supună. Ei bine, legislația românească, acest pater familias istoric a avut o putere până în 1990, când am ieșit de sub comunism. Și până în 2003, când s-a modificat Constituția și a ajuns la forma pe care noi o știm astăzi. Statuarea la nivel constituțional a egalității vine să reflecte ce este mai important în societatea actuală. Deci, legea fundamentală, fiind plasată în vârful ierarhiei normative, trebuie respectată și deci este obligatorie. Așa că niciun angajator nu o să poată să vină să spună că mie îmi place mai mult de Gigel decât de Florica, așa că o să-l angajez pe Gigel că e bărbat. Păi nu. Nu poți să află că nu poți să faci asta, află că încalci în primul rând Constituția, pentru că nu oferi egalitate cetățenilor la accesarea unui loc de muncă. Și mai încalci și articolul care ne spune că există un drept de muncă, nu? Adică e grozav să calci din prima două articole. Este într-adevăr o chestie foarte mișto pentru unii angajatori. Apoi mai avem articolul 36 alineatul 1 care dă drept de vot. Cum spuneam, am discutat despre dreptul de vot pentru că el a fost cel mai cerut în istoria globală, pentru că femeile nu au avut și în continuare în anumite țări nu au drept de vot doar pentru că sunt femei. Și în final avem articolul 41 alineatul 4 care consacră faptul că la muncă egală femeile trebuie să aibă un salariu egal cu bărbații. Și ăsta este tot așa un lucru foarte important, pentru că fiind scris în Constituție, ei bine, nu poți să spui că, păi, lui Georgel o să-i ofer un salariu de 3.000 de lei net, iar ție, Maricica, o să-ți ofer 1.000 de lei că mi-ești simpatică. Da, așa, că pentru că ești femeie, nu-ți dau mai mult. Păi află că din speța pe care am zis eu mai devreme, încalci și articolul cu salariu, și articolul cu egalitatea și mai dai și un salariu atât mai mic decât prevede legea. Și ia uite de câte multe ori poți să fii sancționat doar pentru că nu-ți place o femeie și îți plac bărbații. Și asta nu am spus-o într-un sens rău, să știți. Dar mai țineți minte că vă vorbeam și despre legislația europeană? E bine să știți că legislația Uniunii Europene a avut un factor de, a fost un factor decisiv în oferirea drepturilor pentru femei, pentru că ca să intri în Uniunea Europeană trebuie să împlinești anumite standarde. Și deci articolul de bază al Uniunii Europene îl găsim în tratatul fundamental al Uniunii Europene la articolul 157 care ne spune că bărbații primească o remunerație egală pentru o muncă egală. Ceea ce și noi am preluat în Constituție, tocmai de asta să spunem că este actualizată Constituția noastră din punct de vedere legal. Eu am scris aici în slide-uri niște directive, eu nu o să stau să citesc directivele, că n-ar avea sens, pe bune, chiar n-ar avea sens. O să vă spun doar că dreptul Uniunii Europene ni se aplică în unele moduri direct, alteori indirect. Regulamentele se aplică în mod direct, iar directivele trebuie transpuse în legislația internă prin legi organice.
De ce spun acest lucru? Eu am pus aici o serie de directive care impactează legislația românească și dacă o să le citiți, egalitatea de tratament a fost transpusă? A fost transpusă prin Codul Muncii. Directiva 92 prin îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă a fost transpusă prin lege. Mai mult de asta am pus aceste directive ca să vă arăt că, și ca să vedeți și voi că legislația unională menține un echilibru în stat prin faptul că oferă o pârghie de ajutor statelor ca să fie toate la același nivel din punct de vedere al legislației muncii. Nu o să intru într-o discuție despre ce face UE în domeniul penal, civil sau așa, pentru că nu este this is not my business, dar din punct de vedere al dreptului muncii, asta vă spun din surse destul de bune, să știți că legislația unională, cel puțin în materie de obligație de informare, în materie de contractare, în materie de contracte de muncă pe perioade determinate și așa mai departe, legislația unională a fost, să spunem, ghidată de legislația românească, pentru că legislația românească este una foarte bună la momentul actual, neacordând putere angajatorilor. Un alt lucru important în raporturile de muncă este faptul că persoanele din contract nu se află pe picior de egalitate, ci angajatorul este pe un picior de superioritate față de angajat. Tocmai de aceea legislația îl protejează. Dacă o să mergem și o să ne uităm la legislații precum cea franceză, cea spaniolă, cea, mă rog, britanică până să se întâmple Brexitul, o să vedem că ele nu aveau o protecție atât de mare pentru angajat. Ba din contră, în unele situații, angajatul era văzut ca un paria al societății și de multe ori arătat cu degetul. Și mai ales femeile, pentru că gândirea asta a fost una globală, că femeile nu au drepturi și femeile nu pot să facă. Tocmai din acest punct de vedere vine UE și spune nu, bărbații și femeile muncesc în mod egal, bărbații și femeile trebuie să aibă remunerație egală dacă fac același, sunt pe același loc de muncă. Bărbații și femeile au acces egal la bunuri și la servicii. Bărbații și femeile trebuie să perceapă aceleași beneficii. Tocmai de asta cred că este important să cunoaștem și legislația europeană. Avem și ca să-mi închei pledoaria despre ce se întâmplă în Uniunea Europeană și ce se întâmplă în legislație, o să discut despre câteva aspecte pe care Curtea de Justiție a Uniunii Europene le-a tranșat de-a lungul timpului și care stau la baza anumitor principii fundamentale care se regăsesc acum în lege, cum ar fi recunoașterea principiului salarizării egale între femei și bărbați, cum ar fi efectele discriminării între femei și bărbați. Sunt recunoscute pentru prima dată în 1986 de către o curte, internațională. Mai apoi că femeile și bărbații au egalitate de tratament în sistemul de securitate socială, adică pensii, indemnizații de invaliditate și așa mai departe, maternitate, concedii medicale și așa mai departe, și totodată faptul că pensiile și salariile și prestațiile de securitate socială se calculează egal și la femei și la bărbați, fără să se țină cont de discriminare, și prestațiile se dau în consecință. Eu v-am scris și hotărârile pe ecran, în cazul în care nu mă credeți, să vedeți cu ochii voștri. Și cam asta am fost eu, cam asta a fost prezentarea mea, nu știu. Pentru orice întrebări, pentru orice nelămuriri, mă găsiți pe avocatul.ro, pe pagina de Instagram avocatul, sau
pe Instagram-ul meu, pe unde vreți să mă găsiți, acolo mă găsiți. Mulțumim frumos, Maria! Mi-a plăcut tare mult prezentarea ta și cred că e foarte important să cunoaștem și aspectul acesta al practic, nu, al drepturilor femeilor, pentru că de multe ori cred că vorbim, mai ales în, în feminism, despre lucrurile teoretice, fără să dăm la fel de multă atenție lucrurilor practice și legislației, care este un instrument foarte puternic, așa că îți mulțumesc pentru prezentarea ta. Mulțumesc și eu. Acum vom trece la a doua invitată și voi face eu o scurtă prezentare. Diana Lefter, cu MSC în matematică și 20 de ani de experiență în industria de tehnologie a informației în Canada și în Europa, ca programator, trainer și manager de produs și de proiect, antreprenor din 2019, când s-a restabilit în România și a fondat Școala de Programare și Antreprenoriat Agile.ru, unde se preda în engleză și limba română. La Agile.ru, copiii învață să creeze aplicații, jocuri și animații folosind limbaje și medii de programare. Este singura școală fondată de un programator care este și profesor. Viziunea Agile.ru este de a folosi o metodologie de predare adecvată copiilor și tinerilor. Noțiuni abstracte sunt prezentate într-un limbaj simplu și ușor de înțeles de către mentori cu vocație pedagogică și comunitară. Agile.ru își propune să dezvolte și abilitățile sociale ale copiilor și tinerilor de comunicare și inteligență emoțională cu ajutorul proiectelor la care se lucrează în echipă și a evenimentelor de antreprenoriat aplicat. Bine ai venit, Diana! Vreau pentru început să te întreb despre parcursul tău profesional și ce te-a adus la decizia de a investi în viitoarea generație a României. Bună seara! Mersi pentru invitație! Sunt foarte curioasă să mă conectez cu de aceste tinere domnișoare care, uite, de 8 martie la ora 8 seara stau și povestesc despre legislație. Vreau să întreb pe Maria. Maria, avocatul este startup-ul tău? Sau ești... Nu. Nu, avocatul a pornit ca un... În fapt, a pornit ca un blog în care studenții erau... învățați de fondatoare, Ana Maria Udriște. Ea este în spatele conceptului avocatul și tot ce înseamnă avocatul și juriu. Și a pornit ca un blog, iar acum este, să zicem, și un loc unde oamenii pot să vină să spună problemele, iar noi să-i ajutăm. M-am uitat pe site-ul vostru și am vorbit cu prietena mea, una dintre prietenele mele care este avocat. Foarte bine făcut, foarte bine gândit. E interesant cum s-a nimerit să aveți Dear Society, Ștefana și Andreea de la Hărtime România. Da. România. Agile.ru și avocatul. În aceeași. Eu am ales numele ăsta pentru școala mea, pentru că Agile este, nu știu, e cineva de aici, vine cineva de aici din zona de Information Technology sau Mathematics Engineering. Dacă ați putea să deschideți camerele, ar fi super. Eu n-am să povestesc foarte mult, pentru că nu am așa de mult timp. Vreau să vă cunosc, să vă văd. Și la școală, la mine, stăm camerele deschise până ne... Când facem introducerea, povestea, începem să povestim și după aceea când scriem cod și share the screen, închidem camerele. Deci, uite, Maia, Andrada, Alessia, Adelina, adunări. Sunt foarte curioasă ca să știu cum îmi fac discursul. Pentru că eu sunt un om, vârsta mea este matusalemică pentru vârsta voastră. Eu am terminat în România o facultate de matematică, după care am migrat în Canada și am devenit IT. Am început să scriu cod, după care am devenit manager. Am fost tot timpul și trainer și acum am revenit acasă. M-am reîntors aici pentru că îmi place mai mult Europa decât Nord America, o chestie de preferință personală. Și școala am deschis-o pentru de a învăța pe copii
să gândească antreprenorial și să scrie cod. Chestia asta cu scrisul de cod e un trend mondial. Nu știu dacă... De asta întreb, din ce zone veniți, ce meserie aveți? Sunteți studente? Sunteți... știți care e treaba asta cu IT-ul? Vă pasionează pe vreuna dintre voi? Da. Spre exemplu, eu sunt încă elevă pe matematică informatică și studiez în special programarea. Îmi place foarte mult. Și momentan știu să scriu programe în C++. Îi faci la școală C++? Da, la școală toată lumea care este pe matematică informatică în România la nivel liceal face C++. Ulterior, la facultate se face C simplu. Depinde și de profil. Dar, sincer, având în vedere faptul că dumneavoastră deja aveți o experiență în spate, eu una care încă sunt la început, mi-ar fi plăcut mai mult ca în momentul în care am pășit în liceu pe acest profil care are programare, să mi se arate un program și să mi se spună, ei bine, limbajul ăsta de programare poate face, spre exemplu, aplicația aceasta sau are partea aceasta din cod. Așa ceva nu se vede la noi în România, la ore. Da. Nu numai în România. Deci e o problemă globală, pentru că educația cumva a rămas în urma tehnologiei. În școli, în general, predau IT oamenii care nu fac asta by choice, nu fac din vocație, fac pentru că s-a nimerit să fie acolo, s-a nimerit să fie nevoie de un profesor. Deci e foarte mare nevoie de profesori care se inspire pe copii și e foarte mare nevoie de o programă diferită. Începând nu din liceu, ci din școala generală. Deci partea asta cu Python, eu am la școală la mine cursuri de Python. E un limbaj care e foarte folosit în zona de inteligență artificială și machine learning. Astea sunt, nu se poate să nu fie auzit, sunt buzzword-urile mileniului. Toată lumea vorbește despre inteligență artificială și machine learning, fără neapărat să știe despre ce e vorba. Se poate studia, există un curs foarte bun care se numește Elements of AI. Dacă dați, mergeți pe site-ul ăla Elements of AI, este și limba română și limba engleză și așa ca o poveste despre inteligența asta artificială pe care, după părerea mea, cam toată lumea care trăiește în secolul acesta ar trebui să o cunoască. Site-ul ăsta a fost făcut de un startup care se numește Reactor împreună cu Universitatea din Helsinki. Și scopul este fix ăsta, să învețe pe oamenii care au putere de decizie, oamenii care sunt, nu, care trăiesc acum, să învețe despre acest domeniu atât de nou, care avansează atât de galopant și care, în general, intimidează lumea, deși noi ar trebui să știm, de exemplu, de ce Google ne pune reclame de hoteluri sau de pantofi sau de dacă noi facem o căutare. Știe cineva de ce se întâmplă chestia asta? Ați văzut că ați căutat de pildă, nu știu, ați căutat flori pe net și pe urmă primiți reclame cu flori. Sigură, am dreptate, dar știam că fiecare aplicație în parte creează un stereotip pentru fiecare persoană și în funcție de ce cauți sau cât stai pe o postare anume, ei generează la fel ce ai vrut să vezi. Da, deci sunt niște algoritmi care colectează. Deci, iarăși o mare poveste asta cu datele personale și colectarea lor. În funcție de behavior, exact despre asta e vorba, în funcție de ce comportament ai tu online, marketerii și oamenii care fac social media marketing reușesc să trimită ție reclame în funcție de cine ești tu, care este personalitatea ta online, da? Dacă eu, de exemplu, sunt un om care cheltuiesc mai mulți bani și îmi place să merg la hoteluri de lux, am să duc să caut site-uri cu hoteluri și am să am eu un preț, iar prietena mea care s-a dus la hoteluri mai de 3 stele, același hotel o să aibă un preț la mine și alt preț la ea. Încercați chestia asta, deci vorbiți. Este foarte interesant ce se întâmplă. Este și un film foarte bun care se numește The Social Dilemma, care vă poate da așa un mic glimpse în ce se întâmplă în lumea de astăzi. Deci, să revin la întrebarea Andreei, că m-am luat valul. Da, îmi place foarte mult în ce direcție ne îndreptăm, dar sunt curioasă să aflu mai multe despre povestea ta, ca să le inspirăm și pe fete din ce ai experimentat tu. Povestea așa, deci, cum spuneam, am terminat în România, am făcut un master în matematică, eram copilaj din ăla geek, care făcea probleme din gazetă și mergea la olimpiade. Am plecat, deși în paralel vreau să dau la teatru,
M-am mutat în București, cazul la teatru. N-am mai dat la teatru. Am întâlnit iubirea vieții mele, m-am căsătorit și am plecat în Canada. Eu nu mi-am dorit să emigreze și nu aveam chestia asta pe agenda, că vreau să... Eu eram foarte fericită că plecasem, eu sunt din Iași. Mutasem din București în Iași, erau foarte multe spectacole și mergeam în fiecare seară cu un spectacol și mă pregăteam să dau la teatru, da? Deci eu făcuse matematică aici, acolo m-am dus pretextând că fac un master ca să se justific, părinților să justific plecarea asta nebunească, da? Din Iași către București. Dar planurile mele erau să fac teatru. Ei, n-a mai fost teatru, a fost Canada, iar acolo, din matematician, am devenit computer programmer, am scris cod câțiva ani buni, după care am lucrat, la început am lucrat într-un startup, deci asta se întâmpla în anul 2000, să fii într-un startup în anii 2000 era mare lucru, pentru că abia începuse această mișcare despre care vreau să vă povestesc mai multe. Și sunt foarte curioasă cine de aici are interese de antreprenoriat și dacă știți ceva despre de startup ecosystem, poate tu, Andreea, poate tu, Ștefana, pentru că voi aveți aceste grupuri pe Instagram și faceți un fel de antreprenoriat social, faceți chiar antreprenoriat de binelea. Sau Maria, de la Avocatu, care iarăși este un startup și Avocatu. Ei, deci eu am ajuns acolo, am făcut asta și am hotărât să revin acasă. Neștiind voi face aici. Și revenind acasă, am văzut că există foarte multe comunități. Deci în IT-ul românesc este the underdog, cum se zice asta, nu știu, este acel... subapreciat. Da, acea piatră prețioasă despre care încă nu știe toată lumea. Creativitatea în IT aici este nemărginită. De ce? Pentru că noi avem o școală de matematică foarte bună, chiar dacă la școală nu se face ca lumea IT acum. Dar gândirea logică, care este ingredientul principal atunci când tu vrei să înveți să scrii cod, există. Se întâmplă în România treaba asta mai mult decât în alte părți. Pentru că școala noastră este mai rigoroasă, este mai, mai comunistă, așa, dar asta are și o parte bună. Și din cauza aceasta, oamenii sunt foarte, foarte mulți tineri, foarte talentați în IT, foarte creativi. Ce nu există în industria românească? Nu există oameni buni de management, pentru că este o industrie foarte tânără și treaba asta cu managementul abia acum se învață. Da? Dar forță de muncă, oameni care să scrie, în momentul în care le dai o temă, ai un proiect închegat, vin cu niște soluții foarte bune. Ei, și asta m-a făcut să-mi doresc să fac parte din această lume, la mine în țară. Dar între timp s-au schimbat planurile pentru că am un băiat și eu, s-a născut în Canada, a trăit acolo până la 13 ani, a venit aici și a fost foarte bulversat de sistemul acesta educațional românesc, care în mintea mea, deci era exact la fel, eu am terminat un liceu de mate info din Iași, care pe vremea aceea era un fel de liceu avangardist, așa, era foarte multă libertate, nu era la fel ca celelalte licee, da? Și acum este, dar față de lumea din care venea el și modul de învățare cu care era obișnuit, pentru că trebuie să știți că în Canada se pune foarte mult accent pe soft skills la școală. Da? Copiii învață să facă prezentări în PowerPoint, învață să vorbească, să vorbească în fața unui public, lucrează în echipă, tot ce lipsește aici există acolo. În schimb, aici lumea e foarte concentrată pe partea asta, de pe științele reale. Matematică, fizică, dar nu știu, matematică și pierdut, cel puțin așa era pe vremea mea. Acum nu mai e așa. Și să vă spun o chestie, un secret, nu trebuie să știi neapărat mate ca să fii bun la scris cod. Te ajută dacă știi, dar poți să faci cod și fără să fii un foarte bun matematician. Am cunoscut oameni care veneau din biologie, din tot felul de domenii. E un talent și ăsta, ca oricare alt talent, da? Și nu e neapărat, deci nu trebuie să vă sperie chestia asta cu codul. Sunt foarte multe femei și bărbați care acum, mai ales după nebunia asta cu pandemia, se reprofilează din whatever, ce meserie au avut. De exemplu, toți cei care vin din, care au fost piloți, da? Piloții sunt și oameni care vin foarte tehnic. Se reorientează către o carieră în IT. Dacă îți învingi frica asta de cod și timiditatea asta față de tehnologie și dai un pic cu nasul și vezi despre ce e vorba, s-ar putea să fii surprins
și să-ți placă, pentru că e o meserie foarte creativă. Deci scrisul ăsta de cod e ca și dansul, da? La tango, de exemplu. Tango e un dans de improvizație. Asta e altă pasiunea mea, dansul. Și pot să foarte ușor să fac o analogie. Deci la tango tu înveți câteva mișcări de bază la început, dar pe urmă când dansezi totul e improvizat, totul este o chestie de chimie între parteneri. Pot zic și la code la fel, nu e improvizație, dar tu înveți niște algoritmi, înveți să gândești logic, dar soluțiile tale, folosind o anumită metodă sau alta, scriind o funcție într-un anumit fel sau altul, poate să fie ceea ce face diferența. Și foarte, e o meserie în care nu te plictisești niciodată, nu este deloc plictisitor. Este hard skill, nu e ușor de învățat, da? E o meserie care se învață greu și cere efort și cere timp, dar e foarte căutată și foarte frumoasă. Și eu încerc să aduc una dintre misiunile mele, pe lângă dorința de a învăța pe copiii din România să gândească antreprenorial și să facă, să scrie cod nu doar în C++, ci în toate aceste limbaje noi, Python, Lua, JavaScript, R, Go, sunt foarte multe limbaje de programare care se învață mai repede și cu care poți să construiești ceva imediat. Ați vrea ceva în C++, să-ți ia multe linii de cod și mult timp. Siu, de care spunea, era o domnișoară aici care spunea că face C, după C++, deci C, da, C este un limbaj care nu prea se mai folosește decât în, eu știu, automotive industry. Și nu este un limbaj orientat obiect, nu știu dacă știi cineva ce asta, în fine. E un limbaj greoi și e foarte bine să știi, dar nișa în care poți lucra cu el este foarte mică. Da, sunt multe femei care devină Scuză-mă, dar vreau să ne focusăm și pe partea asta de empowerment în specific și povesteai foarte multe diferențele culturale dintre România și Canada, mai ales din punct de vedere educațional și având o experiență atât de diversă din punct de vedere al activității tale, cum vezi tu situația femeilor în poziții înalte în zonele geografice în care ai activat, care sunt diferențele pe care le vezi între culturi și felul în care se transpun în piața muncii din punct de vedere al egalității de gen. Întrebare care se leagă și de ce am primit în chat, dacă ai simțit vreodată că ai fost discriminată pentru o poziție sau într-o relație de colaborare cu un client. Uite, și comportamentele sunt diferite. Deci dacă ne referim la cultura corporei tradițională, veți să știți că în Europa de Est și în România, femeile sunt mai puțin discriminate decât în North America. Da? Deci cele mai multe femei manager sunt aici, la noi. Și fac treabă foarte bună. În Estul Europei, în Polonia, în toate țările care vin din fostul bloc comunist și unde probabil se făcea mai multă se făcea școala asta serioasă pe tot ce se chema politehnică, matematică și așa mai departe. În America, se știe, există o lungă istorie a discriminării și a feminismului, ei acum, nici măcar acum, nu reușesc să aibă un concediu de maternitate cum trebuie, da? Deci tu trebuie să te întorci la lucru după o lună sau o lună jumate, nu știu exact. În Canada nu e așa, deci în Canada aveai voie un an de zile să stai acasă, să ai grijă de copilul tău, puteai să împarți chestia asta cu tata. Dar în America, țara, culmea, țara, paradoxal, țara democrației, da, asta este o foarte mare problemă. Da, într-adevăr, există The Boys Club, când vine vorba de poziții foarte, foarte înalte, super executive. Eu n-am fost executive în Canada, eu am fost, hai să zicem, top level management. Nu m-am simțit discriminată, a trebuit să lupt puțin ca să-mi fac un fel de nișă în companie, pentru că tu când lucrezi într-o companie multinațională, ca să poți să rezolvi lucruri, trebuie să-ți faci niște relații intern, deci cu niște relații de încredere să construiești cu niște oameni, astfel încât să poți să-ți duci proiectele tale la îndeplinire. Și asta ia ceva timp. Dar discriminare, nu pot să spun, dimpotrivă, oamenii întotdeauna m-au ajutat și întotdeauna ai acest benefit of the doubt, acolo lumea e mai puțin încrâncenată decât aici. Aici, în continuare, din păcate, există stilul ăsta de comunicare, de sărit la beregată, care pe mine mă foarte tare mă deranjează acum. Cred că știți la ce mă refer, da? Deci un fel de a vorbi agresiv, nu numai la job, ci
cam peste tot. Cu totul altă situație este în lumea startups, unde acolo nu te discriminează nimeni. Poți să construiești un proiect împreună cu alți oameni doar pe bază de afinități și de chimie. Da? Deci nu e ca în corporate, e încă această structură ierarhică, e vorba și de stil de management, încă se face management de tip waterfall, agile, știți ce înseamnă asta? Deci, managementul waterfall înseamnă când construiești un produs pe faze și la început stai de vorb cu clientul, pui pe hârtie ce vrei să faci, scrii niște specificații, aia vine echipa care scrie cod și care testează și abia după 6 luni sau whatever se scoate acest produs din cutie și se arată clientului, care uneori, și deci, de cele mai multe ori, este surprins și spune, wow, dar eu n-am vrut asta, am vrut altceva să facem aici. Deci ăsta e stilul tradițional de management, da, care se cheamă waterfall. Există acum stilul agile, de la asta vine și numele Agile.ru, de la agile management, în care nu e din IT, culme, vine tot de la, din Toyota Manufacturing, din automotive, și înseamnă un fel de a lucra flexibil și adaptabil, da, în sprinturi scurte, ai de construit un produs, ești permanent în contact cu clientul tău, fiecare bucățică pe care o faci, o arăți, se discută. E un sistem de management care a revoluționat oarecum industria, se folosește foarte tare în IT, probabil și în alte industrii. Da, deci cu discriminarea asta eu n-am simțit foarte tare pe pielea mea această discriminare, iar de când m-am întors în România, mai degrabă aici e mai complicat și corporate mediul de aici e diferit de cel de afară, cu puncte în plus pentru mediul de afară, din păcate. Nu știu dacă peste tot e la fel, probabil industria de IT se simte mai... Eu n-am lucrat într-o companie de software române, am lucrat într-una dintre cele Big Four, departamentul de IT, dar pot să vă garantez că în lumea asta a startup-urilor situația este cu totul alta și puteți să enjoy, vă puteți bucura mergând la lucru, construind un proiect, pornind de la o idee și construind un proiect împreună cu oameni care gândesc la fel ca voi. Deci asta mi se pare trebuie de știut pentru toată lumea, că sunt două lumi diferite, este corporate și este startup world. Acum se încearcă, cum să spun eu, să se facă un fel de fuziune, să învățăm unii, să învețe startups de la corporate. Într-adevăr, în corporate se face management, sunt niște procese care funcționează, dar în startup există creativitate, inovare și vă sfătuiesc pe toate să aruncați un ochi în zona asta și să vedeți dacă vi se potrivește ceva de acolo, pentru că e cel mai cool lucru pe care poți să-l faci azi. Mulțumim frumos, Diana! Îmi place foarte mult să ascult povestea ta și perspectiva ta. E foarte valoroasă pentru că ai avut ocazia să compari din diferite zone, nu numai culturale, dar și culturale din punct de vedere al mediului muncii, aș putea spune. Și o ultimă întrebare de la mine înainte să trecem la secțiunea de Q&A. Aș vrea să te întreb care este impactul pe care Agile.ru are asupra tinerelor, în special, care participă la activitățile voastre, dacă ai observat un sentiment empowering, poate vin mai puțin încrezătoare, iar apoi după o perioadă se simt mult mai confident, am mai multă încredere în sine și nu mai văd domeniul ăsta cum poate în mainstream este văzut în mod greșit, dominat de bărbați. Care este experiența voastră cu asta? Asta e și ideea, deci eu sunt the living, breathing model, că nu e așa. I want to live by... Deci, la mine, la școala asta, Agile.ru, ăsta e site-ul, am să vă las site-ul în chat să vă uitați. Există și un canal de YouTube. Am făcut câteva interviuri cu puștoaicele care au trecut pe la mine pe la școală și eu îmi propun nu doar să le învăț să scrie cod, ci să creez o comunitate acolo și să le învăț să colaboreze și să speak up, să aibă curaj, să aibă încredere în ele, pentru că de la asta pleacă totul. Și încerc să aduc cât mai multe fete la școală. Din păcate, proporția este în continuare. Am o fată la 9 băieți. Și asta nu numai la mine, asta e în toată lumea. Deci e un trend general.
pe care încerc să-l schimb. Deci eu încerc cu tot ce fac eu, de aia sunt și aici, am vrut să vă cunosc pe voi, să văd, e o comunitate pentru mine diferită, eu mă vârt în alte cercuri. Și am fost foarte curioasă să văd, cunoscând-o pe Ștefana și povestindu-mi ea că vine în zona de law, care mi-a spus de tine, tu nu, m-am uitat puțin pe profilul tău de LinkedIn, tu din ce zonă vii? Hai că te întreb eu pe tine acum. Și după aia. Da, eu sunt studentă încă la universitate în America, deci mă învârt în zona de media, comunicare, studii culturale, sociale, și de aceea am început și Hertime România, pentru că se află în zona mea de interes. Și este și Hertime America sau e ceva global sau cum ai gândit asta? Momentan nu este, poate pe viitor, dar am început cu România ca să creez o legătură între mine și cultura românească, pentru că pierdusem oarecum asta, dar și pentru că am simțit nevoia de o comunitate de networking la noi pentru tinere, ceea ce nu observasem până atunci. Și văd că asta creați și voi la Agile.ru, bineînțeles că într-un mod foarte diferit, dar e o asemănare între activitățile noastre, într-un fel. Da, deci eu încerc să, mă rog, predau și la băieți și la fete, dar vreau, o să am și o, deci încerc să creez o, nu știu cum să-i spun, m-am gândit doar la nume, se numească Agile.ru All Girls Cafe, deci să fie o parte, un curs la Agile.ru doar pentru fete și nu doar de IT, deci să fie un fel de, nu neapărat pentru fetele care vor să facă carieră în inginerie, ci pentru toate fetele, pentru că orice meserie vei face în secolul ăsta, trebuie să știi măcar să folosești social media, să știi să faci un site, de exemplu. Uite, vrei să-ți pui un business up, da? Cum faci? Trebuie să faci un site. Ok, ce faci? Duci cu WordPress și faci de la plin de ads-uri? Nu. Faci un pic de research, vezi că sunt și alte tools-uri cu care poți să faci site, dar dacă tu știi un pic de HTML și CSS și JavaScript, poți să-ți faci niște customizări acolo fără să plătești neapărat un programator și poți să-ți faci site-ul ăla să arate exact așa cum vrei tu. Deci e ceva de făcut pentru toată lumea și la acest Agile.ru All Girls Cafe să fie nu doar despre cod, ci și despre antreprenoriat și despre a fi femeie în IT, de exemplu, sau a fi femeie pur și simplu, că și noi astea care suntem inginere, avem genți, ne plac pantofii, cântăm, nu suntem niște nerds sau niște geeks, pentru că asta iarăși e un misconception că, ok, fetele care sunt în engineering sunt urâte și sunt nefeminine și they have no personal life. Nu. Și dacă vă uitați pe Instagram, sunt o felul de, chiar mă distrează, sunt o felul de conturi acum, nu știu dacă sunt neapărat real or fake. De exemplu, este unul se numește The Coding Blog. Frumoase, care, mă rog, e un calculator acolo și ele povestesc cum fac ele cod și cum, whatever. Mi se pare o chestie foarte tare. Asta. Bine. pentru că atrage către IT o masă de fete care poate altfel nu știu despre ce e vorba și poate dintre acele multe fete câteva se vor gândi să facă asta ca o meserie și o meserie foarte bine plătită, foarte faină. E foarte mare nevoie de femei acolo. Pentru că ele vin cu un fel de a privi lucrurile diferit și sunt foarte multe femei executive și foarte mare nevoie de empatie pe care noi o aducem în zona asta, care este highly competitive și, cum spuneam mai înainte, există așa numitul The Boys Club. Da, deci lucrurile se fac la mergem să bem o bere sau un coniac sau whatever, noi bărbații și noi aici hotărâm, nu la ședințe cu voi femeile. Este și ideea. Cred că e foarte important să existe un spațiu pentru femei în general în care să găsească similarități în experiențele lor și să se ridice una pe alta. Despre asta e vorba. Da. Da, asta e foarte important. Și asta trebuie, cum să spun, să educată România despre puterea comunităților de femei. Trebuie să ne încurajăm unele pe altele și între generații și e foarte important că femeile se cam critică așa între ele, nu sunt foarte friendly, ceea ce e foarte trist.
Și asta trebuie o toxicitate, da. Da, da, eu cred că tu dintr-un fel de frică și dintr-un fel de nesiguranță, da, dintr-un fel de, cum să spun, lipsa unei culturi a comunității duce către zona asta. Dar uite, mă uit la Ștefana și la sora ei care au făcut, și la tine și toate fetele care sunt aici, mi se pare foarte tare ce faceți voi și vă felicit pentru asta. Mulțumim frumos! Cred că este vorba de o competiție din sentimentul că sunt locuri limitate la masa decizională și atunci ar trebui să ne orientăm perspectiva puțin în sensul de a lupta pentru o masă mai mare în loc de, de a crea o competiție pentru scaunele care ni sunt oferite de către altcineva. Mulțumesc tare mult, Diana. You are breaking up? I can't hear you. Am să zic că v-am să intervin și eu un pic în discuția asta. Da. Cred că la mine, că nu au nici pe Maria. Da. Ziceam că v-am să intervin un pic în discuția asta și față de sectorul de activitate către care se îndreaptă Diana, cel al zonei de IT și zona de cod și așa mai departe. Eu, de exemplu, fiind un reprezentant al zonei de HR, pot să spun că aici preponderența de a găsi un bărbat cred că este de 2 la 10 față de cum găsești o femeie. Cred că procentele la momentul actual se învârt undeva la 85% femei, restul bărbați, ceea ce să spunem că este un pic interesant cum a evoluat istoria asta și cum anumite meserii, anumite joburi sunt pentru bărbați și pentru femei, cum te gândești, a, ești ITist, ești bărbat, nu ești femeie, cum să fii femeie? Sau, și sunt anumite preconcepții pe care le auzi, a, ești în HR, a, păi clar ești femeie, cum să fii bărbat în HR? Și sunt chestiile astea cu care te confrunți, sau, a, ești avocată, ești o femeie avocată, păi și funcționează? Adică ai clienți? Și tot așa, adică sunt niște preconcepții, cred că la toate joburile astea, cel puțin la joburile tehnice, cred că sunt mai puține femei oricum care încă și-au dat seama că pot să facă și ele, deși... HR și PR. Și le invidiam pe fetele alea de acolo, că mi se părea că voi astea toată ziua stau și nu fac nimic, sunt mult mai decât noi, astea care trebuie să scrie în cod și avem deadline-uri și trebuie să termine scopurile. Dar clar că există challenge-uri și în zona aceea și probabil eu nu cunosc foarte bine zona de HR și nici zona de PR. Era acolo această împărțire între, deci, noi care eram imigranți, da, toate fetele care eram astea tarpe mate și geeks și făceam cod și erau fete care făceau PR și HR. Da? Era un fel de, era o misconcepția noastră, a noastră și probabil din, deci, din două direcții vine povestea asta și atunci în momentul în care încep să cunoști realitățile fiecarei profesii mai de aproape, poți să uiți de aceste bias-uri și poți să înțelegi mai bine ce face fiecare. Dar oricum, partea asta cu scrisul de cod nu e mai grea decât, nu știu, zice, să fii profesor sau să fii, nu, doctor sau să fii avocat. E, mă rog, trebuie să înveți niște lucruri după care au legătură cu matematica. Cred că s-a pierdut conexiunea. Absolut. Nu e o condiție necesară să știi matematică, e o condiție suficientă. Intervin în moment numai și apoi promit că puteți să continuați discuția, dar din cauza programului eu va trebui să ies. O voi lăsa pe Ștefana să continue cu secțiunea de Q&A și să terminați discuția, pentru că e o discuție foarte interesantă și îmi pare rău că nu pot asista la ea până la sfârșit. Vreau să mulțumesc invitatelor din nou pentru implicarea voastră, pentru că ați împărtășit poveștile voastre cu noi. Să mulțumesc Dear Society pentru colaborarea noastră foarte frumoasă. Și în rest, Her Time România ne puteți găsi pe absolut orice platformă de social media și dacă vă doriți să participați la astfel de evenimente, alăturați-vă comunității noastre și rămânem acolo în legătură. Vă mulțumesc din nou, fetelor!